Un accident rutier grav s-a produs la ieșirea din Orșova. Au fost implicate două autoutilitare, iar în urma impactului au rezultat 4 victime. O persoană și-a pierdut viața, iar alta se află în stare gravă. La fața locului au intervenit echipe mixte pentru salvarea celor aflați în cele două autovehicule. Echipajele SAJ și SMURT au încercat prin manevre repetate de resuscitare să mențină victimele în viață. Un șofer bulgar și-a pierdut viața în urma unui teribil accident produs la ieșirea din Orșova. Autovehiculul acestuia a fost lovit în plin din sens opus de o autoutilitară condusă de un bărbat de 22 de ani din județul Gorj, care la rândul său a fost proiectat într-un autotren. Un tânăr de 22 de ani din județul Dolj, în timp ce conducea un microbus pe DN6 la intrarea în municipiul Orșova, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un cetățean bulgar care la rândul său a fost proiectat într-un autotren. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto bulgar și rănirea gravă a conducătorului auto de 22 de ani, precum și a unui pasager care se afla în autoturismul condus de acesta, cât și rănirea ușoară a unui alt pasager din același microbuz. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. 4 persoane au fost implicate în accident, dintre care 3 încarcerate. Șoferul vinovat a intrat în depășire periculoasă fără să se asigure. Traficul a fost blocat pe o porțiune de aproximativ 15 km. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto bulgar și rănirea gravă a conducătorului auto de 22 de ani și a unui pasager din autovehiculul condus de acesta, precum și rănirea ușoară a unui alt pasager din același microbuz. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.